Soarta a făcut că într-o zi, când plecam de la teatru, să întâlnesc privirea unui student cu trup firav și părul ondulat. Domnișoară! Scuzați-mi îndrăzneala, dar sunteți actriță aici, la teatru? Nu, domnule. Sunt doar studentă la actorie. Sunt foarte bucuros să vă cunosc. Constantin Codrescu e numele meu. Încântată. Valeria Gagealov. Amândoi am început o poveste de dragoste urmată de căsătorie, convinși fiind că existența unui cuplu fericit într-o societate atât de confuză și intolerantă este și trebuie să rămână unicul țel al vieții noastre. Dragoste, ce-i cu tine? Mama zice că nu te simți bine. Nu știu ce am. Mă simt fără vlag. Valeria, ce rău aveți. Mă duc să stai, fac un ceai. Acuza dureri în zona stomacului, pierderi de cunoștință însoțite de leșinuri în timpul căruia trupului se crispa lund forma unui arc cer. Lipsit de putere, trupul ei se topea, manifesta un abandon, lipsa totală a dorinței de a trăi. Din păcate, Valeria a renunțat, spunându-mi cu lacrimi în ochi că vrea să divorțăm. Nu. Te-ai uitat la ceas? Aștept 2 ore la teatru? Hai să mergem, ce faci? Nu ești îmbrăcată. Eu nu mai am puterea să merg mai departe, puiule. Vreau să divorțăm. Valeria. Atât îmi ești de aproape, vis legănat sub ploape. Departe, lucea